Pace vouă! Astăzi am oportunitatea să o am alături de mine pe Ina Hrișcă și când spui Ina Hrișcă, spui Centrul de Studii Transculturale din Agigea, de asemenea spui partea zonală din Dobrogea, Constanța și când spui Ina Hrișcă, mai spui Copiii Străzii din Constanța. Și astăzi chiar este o bucurie să o salut în mijlocul nostru. Pace și bun venit, Ina! Pace și multă binecuvântare ție, Gabi, și tuturor ascultătorilor emisiunilor tale. Cu toate că nu ai terminat o școală de misiune, inima ta bate puternic pentru misiune. Deci ai fost directoarea Școlii de Studii Transculturale din Agigea și astăzi vrem să vedem câteva stații din viața ta. Și cu începutul este clar copilăria. Ce te-a frapat cel mai mult în copilărie? Din copilărie ai vrut să devii misionară sau? Da, bună întrebare. Nu, gândul misiunii nu a fost prezent în mintea mea, în viața mea până în anul 2004. Din copilărie mi-am dorit să devin cadru didactic. Am crescut într-o familie frumoasă, mai am 6 surori și 2 frați și cele 2 surori ale mele mai mari, amândouă au intrat în învățământ, una este învățătoare, alta este educatoare, iar eu când am realizat care îmi sunt înclinațiile, am considerat că nu sunt chemată să lucrez cu copiii mici, ci mai degrabă cu adolescenți, cu tineri și am dorit să devin profesoară. Pentru aceasta m-am pregătit și mi-am dorit, după ce am terminat facultatea, să intru în învățământ. Dar adolescența ta, cum l-ai perceput în adolescență pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu am început să-L percep din copilărie. Pentru că în anul 1984, când mama mea s-a pocăit, aveam doar 6 ani de zile și în contextul în care ea a lăsat lumea și toate tradițiile ortodoxiei, a început un val de persecuție împotriva ei. Începând cu mama ei, cu frații ei, cu soacră, cu tata și mă întrebam de ce. Și bunica ne obliga să ne închinăm la icoane, să ne face semnul crucii. Și atunci, din fragedă pruncie, a trebuit să cunosc Scriptura și să-mi apăr punctele de vedere. Și cum o cunoșteai? Am început să o citesc, mergeam la biserică și eram un copil atent. Era o surpriză și pentru mine că la ceea ce se predica puteam să fiu atentă. Atunci când era rugăciune, puteam să mă rog. A fost o conexiune între mine și Dumnezeu și pot să spun că la vârsta de 12 ani, prezența lui Dumnezeu m-a umplut, Duhul Sfânt m-a botezat și de atunci dragostea mea pentru El a început să crească odată ce creșteam în vârstă. În adolescență l-ai cunoscut, l-ai perceput pe Dumnezeu, deja ai început o relație personală cu El, dar a fost, sau mai bine zis, au fost momente în care efectiv n-ai ascultat de El și de părinți sau efectiv erai tot timpul constrânsă de ideea să nu greșesc, să nu fac aia pentru că păcătuiesc sau îl necăjesc pe Dumnezeu? E o perspectivă nouă pe care o aduc înaintea mea și ca o provocare, dar nu pot să spun că am avut sentimentele acestea. Nici față de părinți. Părinții i-am iubit și am simțit că mă iubesc și am crescut iubind să-i ascult. Mi se părea ușor să împlinesc ceea ce îmi cereau sau să împlinesc standardele profesorilor la școală. Apoi am fost într-un anturaj bun. Surorile mele, mai mici, mai mari, l-au urmat pe Domnul și în familia noastră era întotdeauna o dorință de a excela în totul. Și de asemenea și pe Dumnezeu l-am perceput ca tată, ca Dumnezeu iubitor. Din dragoste am iubit cuvântul lui, din dragoste m-am dus la biserică, din dragoste m-am implicat la cor, la orchestră, la tineret, la tot ceea ce se putea. Mergeam în evanghelizări, pe sate. Deci erai cu inima de Domnul, chiar din timpul adolescenței, din timpul copilăriei, dar să vedem pe Ina Hrișcă, tânăra Ina Hrișcă, ai făcut un liceu, ai vrut să devii medic veterinar și mama ta a vrut, mai bine zis, să devii medic veterinar, deoarece la voi în zonă erau multe ferme și se gândea ea, ok, pe viitor, sigur, 100%, ea va câștiga mai bine și probabil erai un ajutor potrivit pentru familia lor. Dar totuși tatăl tău n-a fost de acord cu acest lucru. Cum de-ai renunțat la medicină veterinară?
Gabi, sunt uimită că aduci în discuție aceste elemente, care de altfel încă o dată scot în evidență faptul că i-am iubit pe părinți și i-am ascultat. Când am terminat gimnaziul și trebuia să mă înscriu la liceu, am avut medie foarte mare, 9,48, media generală, și mi-aduc aminte când m-am dus la înscriere, secretara de la liceu era uimită cum de vreau, de fapt, să studiez medicină veterinară, când puteam să aleg contabilitate, că era în liceu profilul respectiv. Și am spus, nu, acest profil îl aleg. Și, într-adevăr, mama m-a influențat foarte mult ca să aleg profilul respectiv. Surorile mele mai mari au ales pedagogicul. Eu, cum am spus, știam că nu sunt chemată să lucrez cu copii mici și, de asemenea, era mai mult înclinată spre științe exacte. Apoi, când am terminat liceul, doream să merg la București sau la Iași pentru facultatea de medicină veterinară, dar tatăl meu nu mi-a dat voie. Mai mult din motive financiare și apoi din motive de a-și crește fiicele lui în puritate. Cum era să-și lase prima fată să-și plece din zona lui de observare, și atunci mi-a cerut să mă folosesc de cunoștințele care le am și să aleg o facultate în Constanța. Ai spus adineauri că excelai, ți-a plăcut să înveți. Într-un cuvânt, erai o fată foarte silitoare și totdeauna cartea pentru tine nu a însemnat o greutate. Dar ai terminat o facultate până la urmă, exact ce ai zis și tu, te-ai dus în Constanța, ai terminat protecția mediului și biologie, deci chiar ai excelat și aici, ai fost șefă de promoție. Hai să vedem provocările din universitate. Ce te gândeai tu atunci? Ce o să fie, ce o să fac? Ce era în gândul tău? Pentru că învățai foarte bine totuși. Da, a fost o călătorie foarte frumoasă, studenția. Am avut multe ocazii în care să-l mărturisesc pe Domnul. Mi-aduc aminte că am avut un profesor care în anul 3, aproape săptămână de săptămână, mi-aducea provocări despre credință. El era și preot ortodox. A venit până la urmă odată și mi-a luat pixul și pe caiet, mi-a scris o referință biblică, m-a întrebat dacă știu versetul. Nu-l știam pe de rost, dar anul acela a fost un schimb de eseuri, aș putea spune, despre diferite subiecte în care părerile noastre erau diferite. Am avut oportunități, cum am spus, de a-l mărturisi pe Domnul și am studiat foarte bine. Gândul meu a fost să merg pe zona aceasta a dezvoltării profesionale în învățământ. Sigur că mă gândeam, l-am luat toate gradele de la definitivat, gradul 2, gradul 1, dar nu ezitam de a considera și domeniul cercetării. Mi-a plăcut foarte mult microbiologia, mi-a plăcut ingineria de mediu. Eram convinsă că trebuie să merg cu studiile până la nivel de doctorat. Ce te vedeai atunci? Fie un cadru didactic, fie un cercetător. Cum îl vedeai în studenție pe Dumnezeu? Deci, mai ales biologia și în cadrul universităților de biologie se studiază foarte mult genetică. Cum îl vedeai pe Dumnezeu ca și o studentă la biologie? Da, întotdeauna l-am văzut pe Dumnezeu ca și creator și l-am văzut pe Dumnezeu care cere și studentului la biologie să facă pasul credinței și să analizeze prin filtrele Bibliei toate teoriile care sunt prezentate. Niciodată nu am fost copleșită de tensiunea dintre evoluționism și creaționism, niciodată. Deci, într-adevăr, le-ai legat. Într-o oarecare măsură ai găsit firul roșu care le leagă pe cele două, darwinismul și creaționismul. Am avut și surpriza plăcută să văd în profesorii mei oameni care se temeau de Dumnezeu și nu am primit niciodată presiunea de a crede darwinismul sau de a îmbrățișa foarte această teorie. Foarte interesant, pentru că de obicei la universități cam ideea de bază este că omul este nu creat, ci efectiv teoria darwinismului. Acum ajungem la un moment în care tânăra Ina ajunge, termină facultatea, șefă de promoție, deci o tânără cu viitorul în față, cu o carieră, pot să spun în față, dar totuși într-un anumit
timp, moment, Dumnezeu îți vorbește clar și cred că un vis te pune un pic pe gânduri, în care, sau mai bine zis, o prorocie, cred că dacă nu greșesc eu, în care erau două drumuri, drumul pe care tu terminasești facultatea și un alt drum, un drum necunoscut, un drum care nu știai unde merge, unde se termină și când trebuie să-l începi. De ce ai ales și care este al doilea drum? Într-adevăr, în anul 2001 am avut un cuvânt profetic și când Dumnezeu a pus în fața mea posibilitatea de a alege pe ce drum să merg, din nou cred că alegerea pe care am făcut-o scoate în evidență dragostea mea pentru Domnul și râvna de a-L urma pe un drum al credinței, riscând totul pentru a câștiga ce nu se poate altfel câștiga. Asta a fost râvna mea pentru Domnul și dragostea mea pentru El m-a făcut în credință să spun da la un drum despre care, într-adevăr, nimeni nu mi-a vorbit niciodată. N-am știut ce va presupune acel drum. Însă la 2 săptămâni după ce am avut acel cuvânt profetic, m-am dus la inspectorat ca să-mi depun dosarul pentru concursul de titularizare și spre surprinderea mea mi s-a confirmat ceea ce auzisem doar cu câteva zile înainte, că exact în perioada respectivă s-a emis o ordonanță de guvern prin care absolvenții de facultăți cu dublă specializare nu aveau voie să participe la concursul de titularizare pentru că erau locuri puține în învățământ și li se propunea să-și găsească locuri de muncă în domeniul paralel în care studiase. Lucrul acesta a fost pentru mine șocul vieții mele. Deci toate ușile ți s-au închis pentru a ți se deschide o altă ușă pe un alt drum. Hai să vedem o altă stație, chemarea ta. N-aș spune că ușor am perceput modul în care s-au închis ușile, dar a trebuit să ajung la un punct de abandon, pentru că și după ce s-a închis ușa vizibil prin ordonanța respectivă de guvern, totuși am avut un profesor, dirigintele meu din liceu, domnul profesor Caracoti Constantin, care era acum inspector de chimie la inspectoratul din Constanța, mă prețuia ca pe fiica lui și mi-a spus: Ileana, am să te ajut. Numele meu este Ileana Ina, mi se spune. Și era și consilier în primăria din Constanța. Și în contextul respectiv am avut 2 vise prin care am știut că și dacă va vrea, Dumnezeu îl va împiedica pentru că are un alt drum pentru viața mea. Legat de chemare, aș spune că a fost un moment al abandonului prima dată, în care a trebuit să spun: Doamne, vreau să uit de azi înainte, de diplomele mele, de dorințele mele de realizare profesională, să trăiesc ca cel mai simplu om, dar să te urmez pe tine. Asta se întâmpla în noaptea dintre anul 2003-2004. Și, într-adevăr, cred că acela a fost momentul abandonului, a fost începutul chemării pentru misiune. Începutul revelațiilor care m-au făcut să văd pas cu pas unde Domnul mă conduce. Pentru că ai menționat mai devreme despre implicarea mea în slujirea printre copiii străzii. Lucrul acesta s-a întâmplat ca un act de compasiune în timpul studenției, când am început să fac voluntariat prin Fundația Project Romanian Rescue din Constanța și cu precădere pregăteam copiii pentru a-și lua examen. Erau copii care au abandonat școala și încă o dată subliniez că pentru mine e o preocupare așa de mare să ofer o șansă la educație copiilor care n-au avut această ocazie. Apoi, 2 ani de zile după ce am terminat facultatea, am fost invitată de conducerea acelei fundații să lucrez și mă întrebam: Doamne, dar de ce am făcut atâta școală ca să fac lucrul acesta, care puteam să-l fac și cu o pregătire doar cu liceul. Și Dumnezeu a fost credincios să-mi spună: te pregătesc aici ca să-ți pot încredința o lucrare mai mare. Habar nu aveam ce însemna o lucrare mai mare. Dar când am făcut acea hotărâre a abandonului, am spus: Doamne, dacă Tu ai într-adevăr o lucrare mai mare, eu de azi înainte nu mai mă duc să caut nicăieri loc de muncă. Pentru că trebuie să spun că am căutat. Am făcut între timp și un master în ecologie pentru a lua un post de inginer de mediu și am fost la câteva interviuri și am fost convins în duhul meu că nu-i locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru mine acolo. Și a trebuit să abandonez total acea căutare. Deci vedem stația chemării. Deci Dumnezeu cred că te-a chemat de când nu erai tu. Am văzut că ți s-a descoperit efectiv Dumnezeu și o altă stație este școala de misiune.
Hai da. Să vedem cum ai ajuns la școala de misiune, totuși neavând nicio pregătire în domeniul respectiv și să deții un post de director, nu-i chiar așa de ușor. Și cred că nici așa de simplu. Cu școala de misiune m-am întâlnit în toamna anului 2004, când începusem să lucrez ca și secretară la Comunitatea Regională Penticostală din Constanța. Biroul meu era în aceeași clădire în care școala de misiune își desfășura activitatea. Și vedeam zi de zi cum intră studenții la cursuri, profesorii care vin, genul de teme pe care le aveau. Și m-am întrebat, eu de ce nu am știut despre școala aceasta? Timpul a trecut, eu aveam acum un loc de muncă atât de deosebit, unic, mi se părea extraordinar să pot să slujesc bisericile din 4 județe, să lucrez cu pastorii, cu lideri de tineret, să organizez conferințe, mai ales de conducere, să particip la ele. Și cu toate acestea am participat la 2 conferințe Romiscon. Prima conferință a însemnat că Domnul mi-a cucerit inima să dăruiesc pentru misiune. A doua conferință, Domnul mi-a cucerit inima să mă dăruiesc pentru misiune. Și în anul 2006 am participat la o tabără de misiune. Și la finalul acelei tabere am hotărât să mă înscriu ca și studentă la școala de misiune din Constanța, atunci era doar în Constanța, și să mă pregătesc pentru misiune cu scopul de a merge într-o țară subdezvoltată din Africa, unde să mă folosesc de cunoștințele mele profesionale, să mă gândeam eu să creez un proiect de a oferi apă potabilă unor oameni care nu au acces la apă potabilă, aceasta să fie doar o umbrelă socială, dar de fapt să fac misiune creștină. Și cum te-ai văzut? M-am văzut întorcându-mă de la Bihor, unde a fost tabăra, la Constanța și să aplic pentru ca să mă pregătesc. Și ai făcut lucrul acesta? Am vrut să fac lucrul acesta. Au fost 2 elemente în mintea mea. Unu, Doamne, în timpul acesta de pregătire, aș vrea ca Tu să mă binecuvântezi, să mă căsătoresc. Nu m-aș vedea singură pe câmpul de misiune. Al doilea element a fost din nou un șoc. M-am întors la Constanța ca să aflu că în toamna aceea nu s-a luat o clasă de studenți. Nu s-a mai luat o promoție nouă ca să se pregătească și a fost o oarecare dezamăgire lăuntrică. A venit momentul în care fratele Ghiță Rițișan ți-a propus această slujbă, sau mai bine zis, această funcție. Te-ai văzut așa importantă? Lucrul acesta s-a întâmplat, într-adevăr, la un an distanță de la momentul în care aș fi vrut să fiu studentă și când mi s-a făcut propunerea, a fost în 3 etape în care s-au purtat discuții cu mine. Prima etapă a fost, aș spune eu mai degrabă, o glumă, așa am văzut-o, pentru că fratele Ghiță mi-a spus, Ina, eu mă mut de la Constanța la Cluj. Pentru biserică îl voi lăsa în slujire pe Daniel Bote, care este acum asistent, pastor asistent și va conduce biserica. Pentru comunitatea regională va rămâne vicepreședintele actual, fratele Mihai Dumitrașcu, și comunitatea va merge foarte bine. Preocuparea mea este pentru școala de misiune. Și mi-a spus, dacă ai fi măritată, te-aș pune pe tine și aș fi liniștit, pentru că am văzut cum ai lucrat la comunitate. Pentru atunci, tine a fost un răspuns acesta sau nu? Nu a fost. Împotriva, am spus, măritată, nu sunt planuri să mă căsătoresc, nu am, vă rog să căutați pe altcineva. A fost o primă discuție în mai 2007, însă până în octombrie 2007, Dumnezeu a frământat inima mea și a vorbit fratelui Ghiță, bordului de la școala de misiune, ca în data de 10 octombrie să fiu invitată la o ședință în care să mi se spună, Ina, pentru școala de misiune nu sunt multe șanse. Noi ne-am rugat și Domnul ne-a călăuzit să te invităm să conduci acest proiect și să fii susținută de noi toți ca să mergem cu viziunea pe care Domnul ne-a dat-o. Și iată, după 15 ani în care ai coordonat această școală de misiune, hai să vedem care a fost una din provocările care le-ai avut în timpul acesta din Acigea. Una dintre provocările pe care o vedeam chiar de la început era cum voi putea eu, o tânără necăsătorită, micuță de statură, care în contextul bisericii din România, unde conducerea în biserică este masculină, exclusiv, cum aș putea eu să mă raportez la pastori? Cum vor putea pastorii să-și trimită tinerii din biserici la o școală condusă de o femeie?
Asta a fost una dintre provocările mele de la bun început. Însă Dumnezeu a fost credincios să-mi spună să nu mă tem, pentru că în zona asta Dumnezeu îmi va da favoare. Și vreau să mă adresez pe această cale tuturor slujitorilor din bisericile în care am avut ocazia să intru singură sau împreună cu studenți, cu profesori, și am primit din partea dumneavoastră o înțelegere ca pentru un colaborator, așa cum Apostolul Pavel avea colaboratori în lucrare. Și mi-ați dat ocazia să pot să împărtășesc despre viziunea acestei școli și v-ați trimis tinerii să se echipeze în această școală. Într-adevăr, 15 ani sunt mulți ani. Pentru unii mai mulți, pentru alții mai puțin, dar poți să ne spui o experiență care ți-a rămas pe peliculă a memoriei tale, de care îți vei aduce aminte întotdeauna. Știu că ai multe, deci dacă rămânem aici cu experiență, trebuie să rămânem câteva ore. Dar una care te-a marcat. Da, la momentul acesta îmi vine în minte experiența din anul 2010, luna aprilie, spre finalul anului întâi. O familie, soț și soție, căsătoriți doar de vreo 8 luni de zile, stăteau cazați în campus într-un dormitor cu două paturi, dar nu cu baie proprie. Și știau că în planul școlii era să mai construim 7 dormitoare la mansardă. Și au venit la mine și spus: Sora Ina, mâine am hotărât să postim și să ne rugăm ca Domnul să trimită resursele financiare necesare ca până în toamnă dormitoarele să fie construite și când vom veni în anul 2 să ne mutăm la mansardă și să avem camera noastră. Mă întrebam ce să le spun. Știam că aveam datorii la școală încă pentru campus. Știam că începuse criza financiară la nivel global. Noi aveam la prânz numai felul 1, numai supă și seara mâncam felul 2, deci n-aveam și felul 1 și felul 2 la școală. Și m-am uitat la ei și m-am întrebat ce răspuns le dau. Mâine oamenii ăștia vor fi misionari, trebuie să le experimenteze pe Dumnezeu. Și într-o comuniune cu Domnul am simțit că Domnul îmi spune așa: spune-le, mergeți în clasă, la pauza următoare am să vin și eu și am să fac o chemare pentru toți studenții, echipa și bordul școlii, mâine să postim cu toții și să ne rugăm. Și așa am făcut. Am scris un e-mail la tot bordul și a doua zi când noi ne întâlnisem pentru rugăciune, fratele Cameron Wilson, care era președintele onorific al școlii, din Statele Unite, om la 78 de ani, cu soția lui, au spus: astăzi am postit și ne-am rugat și noi. Și Domnul ne-a spus că pentru fiecare dolar pe care îl strângeți voi, noi să vă mai dăm unul. Dacă strângeți 100, vă mai dăm 100. Dacă strângeți 30.000, vă mai dăm 30.000. Proiectul era de 60.000 de dolari. Și atunci am început să ne rugăm. Dar zice, aveți doar 3 luni la dispoziție. Și am început să ne rugăm, să facem nevoia cunoscută. A trecut luna mai, a trecut luna iunie, era 16 iunie, plecau studenții în vacanță. Doamne, ce facem? Vine vara și nu știm dacă ne apucăm de construit sau nu. N-aveam decât 200 de dolari primiți pentru proiectul ăsta. Ne punem cu studenții pe genunchi înainte să plecem în vacanță și cerem ca Domnul să ne dea un semn. A doua zi primim un e-mail de la un frate profesor din Germania, fratele Dr. Helmut Eaglecraut. El conducea și el o școală, un institut teologic, și ne-a spus așa: I-am primit și noi scrisoarea de la voi. Și Domnul ne-a pus pe inimă să vă trimitem 14.000 de euro ca să dezvoltați școala. Am căzut pe genunchi în laudă înaintea Domnului, pentru că acei 14.000 de euro însemna vreo 17.000 de dolari, care urmau să fie dublați, și am știut a doua zi că trebuie să începem proiectul de construire. Și minunea Domnului că la 1 octombrie 2010 am inaugurat campusul, toate dormitoarele au fost gata și acei studenți cu adevărat au intrat în dormitorul pe care și l-au dorit. Și după ce au terminat școala, 10 ani de zile au slujit pe câmpul de misiune, 7 ani în Macedonia și aproape 2 ani de zile în Niger. Dumnezeu se ține de promisiuni. Dumnezeu face minuni. Și când El binecuvintează, lucrurile respective sunt binecuvântate. Dar ai implementat în această școală un proiect, sau mai bine zis două proiecte. Unul în care și predai disciplinele pastorale sau spirituale, și acolo este vorba de una din discipline, este postul, rugăciunea, și ai implementat această metodă, mai bine zis, în institut. Și o altă metodă ce ai implementat-o tu a fost, sau este, cursul online de învățare a limbii locale online. De ce te-ai gândit la aceste proiecte? În primul rând, pentru disciplina spirituală a postului,
Am crescut de copilă ținând post și chiar dacă eram copii, mama ne încuraja măcar până la ora 1, 2, cât putem să avem o zi pe săptămână să ținem post. În biserica noastră se încuraja lucrul respectiv și când am început să lucrez la școală, mă întrebam cum să procedez. Și în anul 2010 a venit o studentă la mine și mi-a spus: sora Ina, fiecare dintre noi avem o zi de post pe săptămână pe care o ținem. Ce ar fi dacă s-ar face o invitație de la nivel de școală și să avem cu toți o zi de post și de rugăciune? Atât am fost de bucuroasă că a venit sugestia din partea unui student și că n-a fost o impunere. Și pentru că am început cu acele două clase de studenți, anul 1 și anul 2, în toamnă, când bobocii au venit la școală, noi studenți, le-am spus: uitați, noi în școala aceasta, miercurea, ținem post, n-ați vrea și voi să vă alăturați? Na, care student care vine să se pregătească pentru o lucrare spirituală va spune nu la o astfel de provocare? Dar mulți studenți au plecat de la școală și au spus: Soraina, eu n-am mai putut mânca în ziua de miercuri. Pentru că această disciplină spirituală a devenit practica lor de a se apropia de Dumnezeu și a lăsat pe Dumnezeu să-i vadă. Deci, într-adevăr, cred că postul și rugăciunea menține fiecare persoană, sau mai bine zis, un misionar în câmpul de misiune și evangelizare, dar un alt aspect, sau mai bine zis, o altă stație la care vrem noi un pic să ne oprim este familia. Am văzut biserica, am văzut studiile, am văzut chemarea, deci experiențele, dar am văzut că Dumnezeu a orchestrat un lucru apart, și anume, chiar dacă ai o anumită vârstă, Dumnezeu a hotărât pentru tine o familie. Și într-adevăr, viziunea pe care tu ai avut-o, că în această lucrare vei merge împreună cu soțul tău, s-a dovedit în anul 2022. Deci știu că complicele la căsătoria ta a fost tocmai una din studentele tale. Hai să vedem cum l-ai cunoscut pe soțul tău, care și el are inima legată de Dumnezeu și de misiune. Deci, pe acest plan, cred că sunteți totul perfect, ok. Da. Să spunem că viața noastră a fost marcată de anul... să spunem că anul 2021 a marcat viața noastră. În ianuarie am inițiat o discuție de lucru pentru a trimite o studentă de la școală în Liberia, contactându-l pe directorul bazei de misiune Tineri pentru Misiune, care s-a arătat deschis să primească unul dintre studenții noștri în practica transculturală. A fost o comunicare simplă și doar legată de lucru. Într-adevăr, în ședința respectivă am aflat că el nu este căsătorit, dar a fost o informație care a rămas acolo. A trecut luna ianuarie, februarie, martie, aprilie. Chiar în data de 30 aprilie am primit de la el un e-mail prin care ne mulțumea pentru trimiterea studentei, faptul că a fost o binecuvântare acolo, faptul că a vorbit foarte frumos despre școală și despre mine și mă invita pe această cale să vin să predau acest curs de discipline spirituale și la ei, la școala de ucenicie din Liberia. Ai acceptat? Ai mers? Nu am putut accepta de la început pentru că aveam planuri pentru toamna respectivă. Și apoi aveam și dorința de a merge, dar și niște ezitări. Cine este omul acesta? Am așteptat să vină din vacanța de Paște studenta la școală, am purtat câteva discuții cu ea și după ce mi-a prezentat ceea ce aflase și ea despre el pe câmpul de misiune, am zis: stai puțin. Este un context pregătit de Dumnezeu și Dumnezeu mi-a pregătit inima ca să văd elementele supranaturale ale modului în care El ne-a dus împreună. Noi aveam sărbătoarea de 20 de ani de la înființarea școlii și absolvirea promoției de studenți în iunie anul trecut și pentru că el era în Germania, l-am invitat ca și pe alți parteneri să participe la aceste evenimente. Și după ce el a venit în România și l-am cunoscut, el și-a exprimat intenția de a ne cunoaște în scopul serios de a întemeia o relație. Te-ai văzut căsătorită cu el de la început sau nu? La început era partea relațională care deja părea frumoasă pentru că au fost elemente deosebite pe care le-am găsit în el. Un om care și-a păstrat puritatea, un om care slujește cuvântul lui Dumnezeu, predă cursuri, care preocupa de a face ucenici, care cântă frumos, care s-a raportat la mine ca un gentleman. Dar mă gândeam, cum voi putea eu să fac tranziția de la România la Africa? Pentru că de la început el a spus: eu mă văd
slujind pe Domnul pe câmpul de misiune în Africa până mă vor lăsa puterile. Și a trebuit să urmez sfatul unui mentor și să nu dau niciun răspuns până nu m-am dus și eu în Liberia pentru 10 zile să văd țara. Și acolo cred că a fost momentul foarte unde te-ai hotărât, da, mă voi căsători cu el. A fost o întâlnire pentru prima dată organizată în Liberia pentru misionarii din Liberia. Și am participat și eu. Și deși am fost implicată în trimitere și echipare de misionari, în acea întâlnire din Liberia pentru prima dată am simțit că Domnul îmi vorbește ca unei misionare care va sluji în lumea a patra, nu a treia. M-am văzut cercetată de Domnul și am mărturisit atunci la acea întâlnire cu misionarii că astăzi am simțit că Domnul mi se adresează ca unei misionare. Te-ai căsătorit, tocmai în 4 aprilie ați avut nunta, dar Dumnezeu a hotărât alte lucruri pentru voi. Deci, într-adevăr, soțul tău este misionar în Liberia, dar veți fi, sau mai bine zis, sunteți propuși ca și director, coordonator pentru misionarii români din Africa și aceasta va fi o funcție pentru voi, dar nu numai o funcție, ci o responsabilitate și mai ales o provocare pentru voi. Hai să vedem unde te vezi tu peste 4 ani. De tot am vorbit aici despre misiune, tot am vorbit despre lucrări. Cum crezi tu că Dumnezeu va orchestra căsătoria voastră în misiune? Unul dintre elementele care ne-a motivat să dezvoltăm relația noastră a fost viziunea pentru națiuni care Domnul ne-a dat-o. În anul 2013, Domnul mi-a vorbit că va veni vremea în care să vizitez absolvenții pe câmpul de misiune, să le slujesc lor și ucenicilor lor, singură și căsătorită. Am făcut deja câteva călătorii în câteva țări, dar pentru noi, modul în care Domnul ne-a chemat prin Agenția Pentecostală de Misiune Externă să coordonăm misionarii români care slujesc la ora actuală în Egipt, în Maroc, în Kenya, în Uganda, în Madagascar, în Namibia și așa mai departe, vreo 10 țări, nu ne-a surprins total, doar ne-a încărcat umerii de responsabilități și recunoaștem că depindem de el. Ne vedem crescând, cel puțin eu va trebui să cresc în a învăța cultura, în a mă raporta la oamenii din Africa, în a iubi și în a învăța să-i învăț cuvântul Domnului. Am predat acest curs de discipline spirituale și cred că este unul dintre cursurile pe care aș vrea să le predau în continuare. Deși la ora actuală sunt înrolată și într-un program de doctorat pentru studii interculturale și este un alt subiect pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să dezvolt un curs despre animism. Africa este teritoriul, din păcate, invadat de vrăjitorie, ocultism și alte practici care sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și vrea să pot să ajut pe oameni să iasă de sub robia acestor practici și să-i ajut pe tinerii care se pregătesc să slujească în Africa sau în alte contexte animiste, cum să abordeze oamenii care parțin acestei mișcări religioase. Într-adevăr, o temă chiar foarte faină și fantastică. Cred că continentul african are nevoie de o asemenea teză și cred că are nevoie de tine acolo, efectiv, pentru că ai la bază anumite lecții practice care te vor ajuta acolo. De asemenea, în Africa, misionarii noștri, absolvenții școlii, au văzut nevoia de a înființa școli de misiune. O școală de misiune s-a înființat deja în Etiopia, deja a ajuns la prima promoție de absolvenți și o nouă școală se va înființa în Madagascar. Mi s-a cerut din partea agenției și din partea misionarilor să vin și să-i ajut în dezvoltarea curriculei școlare și toată experiența de la școala de misiune din România să fie ca un proces de multiplicare a ceea ce poporul român a învățat să facă și pentru poporul african din diferite contexte. Cred că Dumnezeu te-a chemat să fii un ambasador a misiunii românești acolo în Africa. Dar hai să vedem cum te caracterizezi pe tine în câteva verbe sau în câteva cuvinte. Este, cred că, ușor pentru tine. Probabil că nu e întotdeauna ușor ca să ne... Sunt o femeie a credinței. Așa mă caracterizez, deci o umblare cu Dumnezeu în care vreau să aud din partea lui Dumnezeu ce îmi spune pentru fiecare capitol, decizie și după ce am auzit să cred că lucrul acela se va împlini. O femeie a integrității,
îmi place ca și atunci când nu mă vede nimeni să fac ceea ce spun că fac și atunci când oamenii mă observă. Îmi place să fiu umană, mă las copleșită de Domnul și sunt momente în care mă copleșesc și situații, nu sunt super om, plâng când suferă cineva în jurul meu, râd când se bucură cineva și sunt un bun mediator. Tatăl meu m-a caracterizat odată în felul acesta, urmărind modul în care încerc pentru frații mai mici să-i cer aprobarea lui ca să-i lase să meargă să viziteze ceva, chiar dacă el ar fi vrut să le dea alte sarcini. Și cred că am învățat de-a lungul anilor să mă raportez la oameni din diferite zone și poate chiar și între studenți și board, să fiu un bun mediator. Ești un bun mediator, dar ești și un bun lider. Ești și acasă un lider sau cum se comportă Ina Hrișcă acasă, ca și lider sau ca și mediator? Dacă m-ați fi întrebat cum au văzut părinții mei când eram clasa 3-a, 4-a și de ce mi-au spus mică directoare. Așa îmi spuneau când eram prin clasa 3-a, 4-a și am întrebat când într-adevăr am devenit director, ceva de terminat, că nu am putut să uit etapa aceea. Zice, mereu te raportai la surorile tale mai mari și mai mici și le dădeai sarcini, organizai jocurile, organizai cum să se facă curățenia în casă și mă miram cum de am dezvoltat aceste daruri. În liceu am fost șefă de, șefă de clasă și chiar organizam și cum să facem anumite teme în grup, să citim anumite cărți care trebuiau citite, să facem prăjituri și alte evenimente la nivel de clasă. M-am dezvoltat în domeniul acesta al conducerii pentru că este un alt dar pe care Domnul mi l-a dat, aș spune că un dar spiritual, dar al cârmuirii și am ales totuși în viața de soție să mă supun soțului meu și el este un conducător, dar să avem și acel principiu din Efeseni 5 unde spune Domnul, supuneți-vă unii altora și este frumos să vedem cum Domnul mă ajută pe mine să mă supun anumitor idei și viziuni pe care el le are și cum Domnul îl sensibilizează și pe el să spună, ideea ta îmi place, vom face așa. Chiar zilele trecute mă gândeam la invitația care ni s-a făcut astăzi de a predica aici în biserică și mi-a venit în minte un subiect și l-am împărtășit pe drum ieri și până la urmă a hotărât să abordeze acel subiect în predica de astăzi. Slavă Domnului! Deci călăuzirea Domnului se vede în cele mai mici lucruri și cred că ți se potrivește foarte bine versetul și iată că eu voi fi cu voi în toate Aleluia. Zilele, Amin. Până la sfârșitul veacului. Amin. Ai experimentat mult dragostea lui Dumnezeu, credincioșia lui față de tine și cred că Dumnezeu îți deschide un nou drum unde chiar are nevoie de tine. Hai să vedem la sfârșit, în câteva cuvinte, cum ai motiva un tânăr să meargă efectiv în misiune. Răspunzând la această întrebare, cred că completez și ceea ce n-am spus inițial. Pot spune din experiența mea că Dumnezeu nu cheamă întotdeauna pe cel pregătit, dar întotdeauna îl pregătește pe cel ce îl cheamă. Orice tânăr care își înțelege chemarea pentru a predica Evanghelia popoarelor care încă nu l-au primit pe Hristos, aș vrea să consideră o etapă de pregătire. Viața de misiune nu se face doar prin prisma experienței tale de viață din cultura pe care ai cunoscut-o. Școala de misiune, Centrul Român de Studii Transculturale de la Agigea, oferă un program de instruire de 2 ani de zile, dar și cursuri în regim modular. Am avut tineri care n-au putut veni decât pentru 6 săptămâni, pentru un semestru și am putut să fim flexibili să conturăm pachete de cursuri potrivite chiar și pentru absolvenția unei școli de teologie sau a unor altor școli biblice. Deci aș recomanda în primul rând o echipare și apoi aș recomanda o însoțire de oameni duhovnicești care să-i stea în spărtură și să se roage pentru el. Vedeți, am 5 degete la o mână. Niciun deget nu poate să funcționeze fără mână, fără braț, fără sistemul nervos și așa mai departe. Noi suntem parte din trupul lui Hristos. Eu n-aș putea să fac nimic în lucrarea Domnului fără să beneficiez de aportul celorlalte modulare din trupul lui Hristos. Și lucrul acesta ne smerește ca totul să-i dăm credit Domnului, care este capul. El ne conduce și
și pune alături de noi oameni care să ne susțină și să putem face lucrarea. Deci, exact așa cum spunea Ina, împreună putem să facem lucrări mari. De aceea, dragilor, fiecare din noi putem să fim un ambasador în Ierusalimul nostru, în Iudeea și până la marginile pământului. Așa că fii și tu un ambasador al cerului. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să nu uităm, niciun lucru nu este mare pentru Dumnezeu și versetul care se potrivește cel mai bine este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește.